victorii pentru Gaz, 6 egaluri și 3 înfrângeri. O intervenție bună, însă mingea ajunge la Rusescu. Tănase, Pleșca e la post. Excelentă fază făcută de Steaua în aceste momente și au revenit jucătorii lui Gâlcă și iată, au pus din nou în pericol poarta lui Pleșca. Îl vedeam pe Tănase mai devreme venit în centru, evoluează ca un adevărat playmaker în această partidă. Nu mai rămâne acolo în bandă, vine mult în centru pentru a crea superioritate și a verticaliza. Vedem aici șutul lui Tănase, extrem de periculos și...